România în direct cu Moise Guran la Europa FM. Bună ziua, doamnelor și domnilor, și bine v-am găsit la România în direct. Cu ceva timp în urmă, un om mai inteligent decât mine observa faptul că de la Jean Valjean încoace tendința în Europa este aceea de a fi mai milostivi, mai înțelegători cu infractorii, cu ocnașii, dacă e să facem trimiterea la Jean Valjean, personajul din Mizerabili, și că această tendință nu e întotdeauna în cea, cum să spun eu, nu se potrivește vremurilor pe care le trăim. După cum știți și dumneavoastră, în urma adoptării recursului compensatoriu în urmă cu un an și jumătate, numai în ultimul an peste 9.000 de deținuți au fost eliberați din pușcării înainte de termen în România, 9.000 însemnând cam o treime din totalul infractorilor închiși la un moment dat în pușcăriile românești. Atenție, ei au fost eliberați înainte de termen. Li s-a scurtat cu 20% perioada de detenție pentru că nu ar fi avut suficient spațiu în locul de detenție. Nu facem astăzi o dezbatere despre faptul că, da, acum știm cu toții, corupții sunt cei care vor să scape de pușcărie. Așa s-a întâmplat la fiecare moment politic important, că tot evocam în intervenția anterioară revoluția din decembrie, folosită la vremea respectivă ca moment de mare bucurie pentru a da o amnistie pe 4 ianuarie 1990 și așa mai departe. Ceea ce vreau să discutăm astăzi este modul în care noi cetățenii ne apărăm. Vedem la televizor, da? E deja super virală scena din Alba Iulia cu omul acela eliberat din pușcărie, care a atacat într-o scară de bloc o fată de 20 de ani, i-a dat un pumn, i-a dat-o la pământ ca să ia portofelul. Sigur că da, trebuie să fim foarte atenți și cu ceea ce se întâmplă în pușcării, în penitenciarele din România, pentru că o rată de recidivă de 60-70% e mare. Asta arată că ceva nu e în regulă acolo și că poate mulți intră infractori mărunți și ies infractori specializați sau infractori și mai violenți, cu un cinism mai mare și cu valori morale mai mici decât atunci când au intrat în pușcărie. Dar noi ca cetățeni trebuie să ne apărăm cumva, nu? Vă întreb astăzi la România în direct în ce măsură vă îngrijorează ceea ce se întâmplă în România, perspectiva unor noi eliberări, căci vă spuneam probabil că nu degeaba l-a păstrat pe Tudorel Toader Liviu Dragnea la Ministerul Justiției, și ce faceți fiecare dintre dumneavoastră? Ce soluții aveți? Vă mai puneți un lacăt la ușă? Vă luați sisteme de supraveghere video? Vă mai luați câini? Pisici, poate, am auzit că sunt și pisici de alea foarte rele. 0372069599. Bună ziua, Cristian! Bună ziua, domnule Moise Guran. Patria a priori, deviza seriei, știți că nu e un nonsens numai în limba latină, dar se pare că a venit un nonsens și în ceea ce privește calitatea serviciilor de informații în România, care fac jocul politicienilor de la Revoluție încoace. Eu vă sun acum din Timișoara, așa, un oraș în care drogurile au pus stăpânire și când vorbim între noi, părinții, realizăm că nu este cartier unde să nu se drogheze tinerii, iar când sun la poliția la salvare, îți recomandă să nu-i mai deranjezi pentru atât, că ei alocă resurse la cazuri mai grave, cu violență sau boli mai grave. Fetița mea a fost într-o poate, aici. Se poate să fie depășit, să știți și polițiștii. Păi, de ce nu ne alocăm resurse? Bine că alocăm resurse la parlamentari pentru a zice buget are Parlamentul și ne alocăm resurse pentru siguranța noastră. Dar vă spun că am fost în vizită fetița mea de 8 ani la o vecină, în blocul alăturat. Când s-a întors, a fost abordată de drogați în fața blocului. Și onor politicienilor și onor în special ministrului injustiției din România, Tudorel Toader, care, cum a zis și noi, a eliberat 9.000 de pușcăriași doar de la începutul anului, nu este frică să ne lăsăm pe stradă. Nu este frică să ne ducem în spitale, că vin mai bolnavi de acolo decât au plecat. Și este frică să-i lăsăm la școală, că pică pensul sau explodează sobele. Și atunci frica și nesiguranța, domnule Guran, face ca România să se depopuleze nu încet și sigur, rapid și sigur. Credeți soluția că din... este ca SRI, da, să devină cu adevărat o forță în România, să nu se mai SRI fie subordonată politicului. SRI nu se ocupă cu asta. Ei sunt ultimul scut al nostru, ultimul. Dacă ăștia sunt subordonați politicului, suntem pierduți. Și care e primul scut? Care e primul scut? Da. Votul. Ok.
Aș fi zis lege. Așa văd eu lucrurile. Aș fi zis că legea e primul scut. Eu nu știu în ce măsură legea, dar se poate... Legea, uitați și nu o fac. Deci uitați-vă, iertați-mă, uitați-vă la cazul recent al, nu știu cum să zic, psihopatului care a intrat cu mașina în mall la Brăila. Din câte am înțeles, dar e o informație pe care n-am verificat-o, dar așa s-a spus atunci în primele ore, omul era drogat. Da, așa am înțeles că era drogat. Instanța care l-a pus sub arest a decis că fapta lui este la limita terorismului. Teoretic, SRI ar fi trebuit să-l depisteze pe ăla, dar pe bune, era doar un drogat. Vă spun asta cumva în susținerea a ceea ce ziceți dumneavoastră, deși părerea mea este că nu serviciile de informații ar trebui să se ocupe de infracțiunile cu violență sau de infracțiuni în general, decât dacă acestea intră în anumite sfere de competență, de competența lor. Că din sfera de competență a serviciilor secrete a fost scoasă corupția care e trecută ca amenințare de securitate nu numai în strategia de apărare a României, ci și în tratatele europene, asta e o discuție pentru altă dată. E o discuție pe care am mai făcut-o, noi vorbim, noi auzim. Eu o singură afirmație vă mai fac. Noi dar vom ce avea faceți? România care dorim, da, da, cu păduri netăiate, cu mai puțini factori pe stradă, cu siguranță mai multă și cu un nivel de trai mai bun, doar atunci când SRI-ul va fi o forță de profesioniști. Domnule, cu tot respectul pentru profesioniștii din SRI, vă spun, Cristian, că-i supraestimați. Că sunt foarte mulți oameni puțin pregătiți în SRI, tot felul de sinecuriști și pe acolo, care vor și ei o leafă și cam atât. Pe bune, vă imaginați că sunt cine știe ce zmei și ăia fac în fiecare zi sinteza presei. Ca să aibă și informații. Eu nu știu cum o să putem să scăpăm de oameni gen Tudorel Toader care dau aceste nenorociri, gen recurs compensatoriu. Ați spus noastră, la vot, aia e cu votul. Tudorel e cu votul. Mergem. Eu merg la vot de 18 ani. Cristian, dar în mod concret ce faceți? Vă duceți copilul, vi-l însoțiți peste tot? Care e soluția? Nu, eu când am văzut că au abordat drogații pe fetița mea de 8 ani, am coborât jos, fără nicio violență, le-am spus frumos, rada se mai repetă. Da. O să iau toate măsurile posibile să-mi apăr copilul. Da. Violența e ultimul. Ce vârstă aveți? Ca și neastră nu sunt fanul violenței, dar ultimul este violența. Am 35 de ani. Bine. Vă mulțumesc foarte mult pentru telefon. Să vă zic așa din experiența mea personală, că începusem să vă povestesc la început despre anii 2000, când încă mai găseam pe stradă seringi dimineața. Seringi de heroină. Heroina se injectează. A fost un incident din ăsta în care soția mea cu copilul în marsupiu a fost atacată și tâlhărită, că i s-au luat cu forța, n-a fost vorba de un furt, banii din buzunar, în timp ce era cu copilul în marsupiu, în fine. Astfel, de niște drogați, că de-aia mi-am adus aminte de ce spunea dumneavoastră Cristian, de niște oameni care erau în sevraj, fusese eliberați din pușcărie, mai departe s-au întors la pușcărie pentru fapta lor. Dar, de multe ori, ți-e frică să reclami. Te frică să te duci la poliție, că și încrederea în autorități a scăzut foarte mult, vedeți și dumneavoastră cu toate nebuniile astea. Îți vine să te duci să zici, domnul polițist, uite ăsta de la mine din cartier, ia du-te și întreabă-l. Dacă scapă după aia, dacă e eliberat, dacă vine peste tine. 0372069599, Lucian, bună ziua! Bună ziua, mă auziți? Foarte bine. Bună ziua tuturor, bună ziua Moise, am un pic de emoții. Sunt Lucian din Timișoara. E ceva cu Timișoara. Timișoara. Așa, da. Da, da, da. Urmăresc atent ce se întâmplă și personal, eu la 1,85 m, 105 kg, postului bist, mi-e frică să merg seara pe stradă sau noaptea, dar am o teamă, mă uit atent în spate, mă uit în față. De ce? E stânga mea. De ce? Fiindcă a crescut nivelul, deci poliția în Timișoara. Ați pățit ceva vreodată sau vă uitați prea mult la televizor? Prea mult la televizor și sunt atent. Și în jurul meu am oameni care au pățit. Și nu vreau să pățesc și eu la fel. Ok. Deci... Așa, deci merg la sală de 3 ori pe săptămână și mai nou am început să fac și BJJ. Nu știu, e brazilian jiu-jitsu, e imobilizarea adversarului la sol. Fac o dată pe săptămână. E autoapărare. Uh-huh. Un fel de autoapărare. Așa îngrijorat sunteți fără să fi avut niciun fel de incident? Cu nimeni, da, niciodată? Nu am. Odată când am adus la lucru, la o firmă din Timișoara, dimineața la 5 ceva, la 6 începeam tura, au venit doi cetățeni de etnie, alte etnie, și au început să tragă de mine și să mă împingă, să nu știu ce. Am reacționat și au mai fost
colegi în state care au sărit cu gura pe ei și cumva am ieșit din îmbrânceala respectivă. Dar, cum a spus și cel din fața mea anterior, în Timișoara, țigările de marihuana și drogații au pus stăpânire pe oraș. Deci în jurul școlilor, lângă școli, în cartiere, văd foarte multă informație. Înțeles pe care dorm pe bănci, care dorm în parcuri, care fac tot fel de prostii, ca să zic așa. Deci sunt speriat cu drogații. Soluția este să ne apucăm de jiu-jitsu. Vă mulțumesc, Lucian. 0372069599. Bogdan, bună ziua! Bună ziua! Vă ascultăm. Cea mai mare prostie a făcut domnul municipal. Eu nici nu mai mă uit la televizor când văd chestii de genul. Că ați văzut ce se întâmplă. A leșinat fata aia săracă a jos acolo. Da, are pierderi de memorie. Se pot întâmpla lucruri tragice, să știți. Nu e ca la televizor, nu e ca în filme. Un pumn și mai departe bem împreună, nu. Un pumn poate duce la moartea cuiva. Trebuie închis pe viață, să nu-i mai dea drumul. Să-l țină închis acolo, nu e prima Vedeți dată. Vedeți că îmi pare bine că ați adus această discuție și pedepsele sunt în scădere, domnule. Și pedepsele sunt în scădere și nu de ieri de astăzi, dar la noi în ultimii 5 ani le-au tot ciuntit, le-au tot micșorat, le-au tot restrâns. Modelele de eliberare înainte de termen au fost extinse. Ia 1-10 ani și iese după 3. Știți cazuri, nu? Da. Dar e foarte important ca să nu, cum să spun, domnul ministru al nostru nu are familie. Nu știu, și nu mă bag în așa ceva, vă spun sincer. Da, nu, zic așa, și nici eu nu. Dar ați văzut ce s-a întâmplat. Săraca fată probabil că acum e sub șoc, sub ceva, nici nu se mai aibă curaj să iasă din casa afară. Nu este singurul caz. De fapt, o statistică recentă arată că aproximativ 3.000 de victime, sunt 3.000 de victime, încă e o statistică bună dacă te gândești că recidiva e mult mai mare de atât, ale celor care au fost eliberați înainte de termen, în ultimul an. Bună ziua, Octavian! Bună ziua, domnul Moise Guran. Îmi pare bine că am reușit să-i luăm legătura. Hai să mai căutăm și soluții. Că așa să vorbim că soluții, ne e teamă, putem deci să prezumăm că ne e soluțiile, teamă. Cred că soluțiile ar fi următoarele, în primul rând. În primul rând, respectarea legii sau aplicarea legii imparțială și pentru Vlădică și pentru Opincă. Că și infractorul ăla, dacă vede că domnul mitralieră face nu știu ce afirmație în Parlament și nu se ia niciun fel de atitudine împotriva lui, spune, da, eu nu am aceleași drepturi ca și domnul parlamentar. Domnul mitralieră are alte drepturi decât oricare are dintre drepturi, noi. Da, are imunitate pentru declarații. Apără niște infractori. Apără, dar are imunitate pentru declarații. El poate să zică orice în calitate de parlamentar, pe când eu, Guran sau dumneavoastră, Octavian, dacă incităm la ură sau la violență... Exact asta e și ideea. Da. Legea pentru toți, în fața legii toți suntem egali. Deci am mai avut niște situații de acestea cu niște firme care au zis, domnule, sunteți deasupra sau respectați legea? Nu, domnule, respectăm și când le-am pus în fața faptului împlinit, domnule, știți că e o scăpare. Așa și cu infractorii. Și mai este o problemă. Atâta timp cât în pușcărie, eu înțeleg, domnule, aglomerația, în condițiile în care te aștept la colțul străzii și îți dau în cap ce drepturi ai, ce drepturi vrei tu, nu înțeleg, spuneți-mi și mie. Păstrezi drepturile omului chiar și în acea situație. Bun, să ai niște condiții cât de cât decent. Dar, la fel, nu pot să-mi permit să eu să muncesc, să plătesc taxe și impozite și să te țin pe tine în pușcărie. Octavian, asta este o vrăjeală de atunci, de 5 ani, de când vorbim de povestea asta, puteau să transforme în penitenciare 100 de unități militare dezafectate. Fără probleme. Da, și să-i pună la muncă. Efectiv să-i pună la muncă. Doamne, nu se poate. Vă rog să mă credeți, vă rog să mă credeți că știu. Între deținuți, ei sunt fericiți să iasă la muncă. Pentru că se plictisesc. Cei mai mulți dintre ei, cei care au dreptul să iasă la muncă. Ei vor să iasă la muncă. Pe de altă parte, să forțezi pe cineva să muncească,
E dăunător din două puncte de vedere. Unu, îi încalci drepturile. Nimeni nu poate fi forțat să muncească. Domnul Moise, dați-mi voie. Ascultați-mă. Și doi... Atâta timp cât îmi dai în cap ce drepturi ai tu... Ai drepturi. Ai drepturi în continuare, domnule. Da. Ai drepturi în continuare. Eu vă înțeleg, dar nu mi se pare normal. Și mai e o problemă. Da. Răspunde domnul ministru... pentru ceea ce se întâmplă. Asta doar dumneavoastră stabiliți, domnule. Dă legi, domnia sa dă legi pentru a-și apăra colegii de partid că îi așteaptă pârnaia. Doar dumneavoastră stabiliți dacă răspunde sau nu. Eu, domnul Moise, de fiecare dată am fost la... Deci, dacă aici vreți să ajungem. Nu am scăpat nicio votare. Deci, ultima, nu am fost în principiu că vreau să voteze altceva. Uh-huh. Dar la restul, absolut, e dreptul. Bravo, dumneavoastră, Octavian. Și o obligație. Să ne intre bine în cap tuturor. Și, sau mai ales dumneavoastră, că ultima dată n-ați fost, Octavian, și acum suntem ca niciodată. Ultima dată a fost ca niciodată. Acești oameni care fac legi răspund doar politic. Politic. Adică data viitoare la vot. Nu pot fi trași la răspundere decât dacă comit infracțiuni la rândul lor în exercițiu funcției de ministru sau de ce-or fi ei. Dacă, în schimb, iau decizii cum ar fi golirea pușcăriilor, poftim? Nu răspunde Tudorel Toader pentru că nu știu ce infractor la Alba Iulia a atacat o fată. Nu. El a zis, asta e, trebuie să fie mai mult spațiu în pușcării. Și în loc să facem pușcării, rărim deținuți. Iată, soluție. 0372069599. Bună ziua, Dan. Bună ziua. Vă ascultăm. Vă spun din Iași. Da. În orașul domnului ministru. Ce? Oraș? Ce oraș? Orașul Iași, orașul ministrului. Eu știam că e al lui Eminescu, Iașu. E al lui Tudorel, așa vă zice acum, orașul lui Tudorel Toader? Orașul Tudorel, da. Dan, scoteți-vă din cap chestia asta. Iașul este un centru cultural al României. Este un centru mare și ne face de rușine, din păcate. Deci dorei din ăștia sunt peste tot, în toate părțile. Eu sunt din Severin, v-am mai zis. Primul ministru Giugurtu, care a leșinat când a văzut harta României sfârtecată, era din Severin. Ar trebui eu acum să zic că din orașul... Domnul ministru are 3 băieți. Da. Și are... Este însurat unul sau doi. Dacă ar fi pătit una dintre soțiile lui... Da. Dar, ce ar zice, domnul ministru? Dar de ce trebuie să gândim așa? Numai dacă mi se întâmplă... Suntem și noi o comunitate sau ce dracu suntem, mă iertați? Deci trebuie să mă intereseze doar de mine și de familia mea? Nu trebuie să mă interesez de toată lumea. Da. Nu, m-am ajuns să zic niște neputincioși. Deci am fost puternici și acum suntem neputincioși, ziceți noastră. Ei, nu știu. Suntem la fel de puternici cum am fost întotdeauna. Ce am avut și am pierdut, vă întreb. Nu vedem o scăpare, nicăieri. Nu vedem o scăpare. Păi, vorbim între noi. Faptul că vorbim între noi poate ne ajută. De-aia v-am zis. Nu știu ce să fac. Am doi câini, nu știu, spuneți-mi, mai trebuie să mai iau unul, doi, trei. Că nu știu ce să fac. E greu. Sunt în România. Bine, Dan, vă mulțumesc. Nu mai fiți așa depresiv, pe bune. Hai să fim și noi odată o nație de luptători. Că istoria noastră a dovedit că și atunci când am căzut în prăpastie, tot ne-a apucat... În timp ce cădeam, ne-a apucat Dumnezeu de păr și ne-a scos. Amintiți-vă cum a fost cu ordonanța 13. 0372069599. Mă ia și pe mine depresia, vorbim cu dumneavoastră. Sorin, bună ziua! Salut, bună ziua! Vreau să spun că scenele cu fata agresată pe mine m-au șocat. Pe noi toți ne-au șocat. Pe toată lumea, exact. Cu atât mai mult cu cât... Cred că, așa, prin urechile acului a trecut pe lângă moarte. Pentru că era colțul ăla de la ușa liftului în care era să dea cu capul dacă chiar infractorul nu își întindea mâna să o blocheze. Și după aceea, cum a căzut și a lovit cu capul de beton, a fost absolut îngrozitor. Bun, revenind, soluția, într-adevăr, este ieșiți, domnilor, la vot masiv. Deci de aici pleacă extrem de multe lucruri. Și ceea ce îmi doresc, sincer, chiar dacă noastră spuneți că doar politic răspund miniștrii de anumite decizii ale lor, ceea ce, sincer, îmi doresc foarte mult este ca
domnul ministru Tudorel Toader să-l aibă coleg de celulă pe agresorul din Alba Iulia. Nu prea se dar poate. Dar cu o pedeapsă mai mare decât el. Deci asta îmi doresc eu. Să știți că și împărțirea infractorilor, deținuților în pușcărie, în camere, se face pe anumite criterii. După anumite criterii, știu. Astfel încât știu, să nu existe conflicte, riscuri și așa mai departe. Pedeapsa este, pedeapsa este lipsirea de libertate, nu alta. Să știți că... Ok. Ok, o să fac, da. O să fac terapie de grup cu dumneavoastră în această emisiune, dacă asta doriți. Eu aș fi vrut să fim, să fim un pic mai pozitivi, așa, să căutăm soluții. Soluții, domnule, soluții. Bună ziua, Ion. Bună ziua. Dar sunt dispus să vă ascult, sigur că da. Să vă mărturisiți spaimele, nervozitatea. Sigur, facem și asta. Haideți, Ion. Bună ziua. Eu zic că nemulțumirea mare este pentru faptul că acest stat, statul român, care este reprezentat, din păcate, la ora actuală doar de politicieni, omul nu mai contează de rând, doar politician, indiferent că provine din partidul PSD, că provine din partidul PNL, din oricare partid, doar ei contează. Problema mare, îmi cer scuze, am emoții. Hai că le depășim împreună. Problema mare este că această etnie, pe care nu vreau să o numesc... Hai, domnule, că nu e cu rom. Nu vă mai luați așa de țigani. Pe bune, vă spun cu tot respectul. Domnule, greșiți foarte mult. Problemele. Ascultați-mă ce vă spun. În momentul în care dați vina pe romi, în mod automat, dumneavoastră excludeți responsabilitatea noastră a etnicilor majoritari de a integra, de a școlariza. Exact acest tip de atitudine împinge pe unii dintre ei, că nu pe toți, spre infracționalitate. Suntem orbi? Deci nu suntem orbi și vedem că politicul se bazează foarte mult pe această etnie care merge tot timpul cu tupeu. Cum puteți să spuneți așa ceva când 3.200.000 de voturi au luat PSD-știi? Și încă 5-700.000 ăia de la ALDE. În 50 de ani, această etnie va ajunge să fie majoritară în această țară. N-are cum. Nu are cum? Nu are cum. Tendințele demografice nu sunt astea. Domnule, uitați care e problema. Mie nu-mi permite legea și vă spun sincer, nici conștiința, să vă las pe dumneavoastră să continuați. Pentru că bateți câmpii și pentru că aveți tendința de a pune o ștampilă precând de la câțiva indivizi pe o întreagă etnie sau pe un grup social. Ceea ce este profund greșit și chiar ilegal în România. Doamne ajută, cât o mai fi ilegal. Încerc doar să vă spun că această tendință de a găsi un vinovat altul decât noi toți ca societate, că noi am făcut pe ăștia politicieni, nu altcineva. Noi am făcut. Noi suntem responsabili pentru ce fac ei acum. Pentru că noi i-am trimis acolo. Acest mod de a spune, nu, domnule, țiganii, domnule, țiganii sunt de vină, e doar o modalitate de a ne scoate vinovăția noastră și a celor care au fost și a celor care n-au fost la vot în 2016. Așa că lăsați-mă cu texte de astea, mai ales că în această emisiune e responsabilitatea mea să vă împiedic să comiteți ilegalități. 0372069599. Laura, bună ziua! Bună! Bine v-am găsit! Deci vorbim bine, mersi, bine că Tudorel Toader dă drumul la 9.000 de infractori într-un an de zile. Și ăștia se pregătesc acum de cine știe ce amnistie, câte ori mai ieși după aia, și vreau să-mi spuneți că e vina țiganilor? Am înnebunit cu toții? Suntem tâmpiți în țara asta? Iertați-mă! Poftiți, Laura! Îmi cer scuze că m-am enervat. Nu știu cât v-ați enervat dumneavoastră, eu foarte mult vreau să fierb și știți de ce? Respectiv la discuția care ați avut-o cu domnul înaintea mea, eu chiar sunt țigancă și sunt mândră să fiu țigancă, adică sunt mândră mai mult de părinții mei. Deci fiind mândru și negându-ți rădăcinile, te fii mândru tot timpul de ceea ce ești. Și de ce ne dați în cap, Laura? Ia spuneți-ne dumneavoastră, de ce ne dați dumneavoastră țiganii nouă românilor în cap? Paranteză și mă leg la discuția prima, țiganul pentru români, România, este doar un paravan. Orice faptă grea se face, țiganul, nu este chiar așa. Acum, dumneavoastră sunteți cea care, în mod nedrept, generalizați.
Lasă-l pe mine, nu m-ați auzit mai devreme? Sunt eu un pic mai brunet așa la piere, dar din ce știu eu, nu sunt țigan. Eu sunt cetățean român, da. Pe buletinul meu scrie român. Știu asta, dar încerc să vă spun că nu trebuie să cădeți în aceeași greșeală. Aveți această tendință, când sunteți discriminați, să cădeți exact în aceeași greșeală. Și să spuneți, toți românii dau vina pe romi. Nu, vorbeam de discuția care s-a făcut mai devreme. Nu. Hai să trecem la discuție, să ne întoarcem la discuția noastră, vă rog. Deci clar că acest domn Toader a făcut o greșeală maternală, lăsând toți indivizii afară, de nedrept, doar pentru că nu au standarde europene în pușcării, dar întrebarea mea este, dacă tu îi dai condiții celui care a făcut fapta, deci cum mai bine ca și acasă la el, dacă sunt persoane care probabil acasă nu au 3 mese pe zi, nu au un televizor, da, nu au căldură. Sunt, da. Ok, da. Și sunt, ca cu asta ne batem în fiecare zi de la ora 5 la Simona Gheorghe, vedem, chiar dacă nu-i cunoaștem, dar vedem. Așa. E, dacă tu le dai acele condiții, e clar că acea persoană va veni afară, va face mii de fapte pentru a se reîntoarce înapoi la condițiile supreme. Pedeapsa, da, în epoca noastră, Laura, este lipsirea de libertate. Nu lipsirea de curățenie, nu lipsirea de mâncare, ci doar lipsirea de libertate. Credeți-mă, ca și un părinte cu un copil, ca să-și merite, fac acum un exemplu, să-și merite ceva, trebuie să pună efort. Ei, aceste persoane care fac fapte rele, nu depun niciun efort, au totul pe tavă, e normal că acele persoane nu se vor îndreptăți niciodată. Le-au dat afară că nu au spații. E greșit. Dar puneți, eu râd probabil ce zic, nu? Dar eu așa consider. Deci eu v-am sunat să-mi spun părerea mea cum și-au spus-o ceilalți. Da. Probabil mă duc la extrem. Cum ne apărăm noi ca societate? Nu, că se vorbește clar că este pușcăria cea mai grea din lume. Laura. Dar cine iasă de acolo, dacă se va salva să iasă, ăla nu se mai întoarce acolo. Laura, dincolo de o dorință de răzbunare pe care o simt la dumneavoastră, sunteți îngrijorată, da, pe bune? Am avut probleme, am fost și agresată, am avut un furt foarte, foarte mare în casă, în bunuri materiale, că nu vă spun, m-au pus la zero total, e ca și cum înveți să umbli din nou, da? Și răspunsul poliției și anchetei a fost în următor. Doamnele, dumneavoastră, în casă au pus doar lăbuțe de pisică. Care sunt soluțiile? Credeți că o muncă de peste 20 de ani vine o pisică să-ți o ducă? Credeți dumneavoastră? Unul dintre obiectele de bijuterii căzuse, pentru că nu era pus pe lanț, mă duc cu el într-un șervețel, fuguța, da, luați amprente, l-au luat toți în mână, admirând piesa, dându-mi-l înapoi, a zice, nu are nicio importanță. Care sunt soluțiile? Ce facem, Laura? Soluțiile pentru mine, care sper și îmi doresc, chiar dacă în cuibul meu, sincer, nu mai stau liniștită după care cineva a intrat, nu? Mi-am pus telecamere, mi-am pus alarmă, spray, și încercăm și ne rugăm la Doamne să nu pățim ceva. Ne e frică seara să ieșim afară după anumită oră. Dacă urlă cineva, nu știm dacă este adevărat urlu sau e un urlu ca să ieși afară să te atace cineva. Deci trăim într-o societate fără nici o siguranță. Și asta cred că nu e doar părerea mea, că nu sunt în urmă de munte, sunt printr-un oraș destul de mare. Bine, Laura. Vă mulțumesc pentru faptul că ați sunat pentru a ne împărtăși experiența noastră. 0372069599. Dan, bună ziua! Bună ziua, Moise! Dan, numai puțin să comunic că mi-au explodat liniile, să vă comunic faptul că am primit aprobarea să prelungesc această emisiune până la 14.30. Deci continuați să sunați la 0372069599. Poftiți, Dan! Am vorbit de vot, am vorbit de poliție, am vorbit de parlamentari. E clar, face și poliția ce poate. Înainte vedeam pe străzile din București mult mai des, cum mai vedem din ce în ce mai rar. Polițiști, am o soluție, ziceți. O propunere, da, de polițiști. De ce nu ne-am putea organiza în echipe de voluntari? În alte țări există sistemul ăsta. Doar pentru patrulare, atenție, echipele de voluntari doar patrulează, da? Nu exact, sunt vigilante, exact. Nu fac dreptate. Tot polițiștii sunt cei care intervin. Exact. Și în situații de criză, cheamă un echipaj de poliție,
poate exista o colaborare între aceste echipe și poliție, de ce nu se poate organiza în acest fel o comunitate? Dar e ne organizată. Legal, dar există așa ceva. Ceva. Dar există așa ceva. Se numește poliția comunitară. În caz că nu știați, polițiștii comunitari nu sunt polițiști, sunt funcționari ai primăriei. Da, dar din păcate nici pe ei nu-i vezi prea des. Nu ne rămâne decât nouă acest mijloc să ne apărăm singuri, sub o formă sau alta, copiii care vin de la școală. Poate fi. Poate fi. Ce spuneți dumneavoastră, poate fi. La mine în sat, de exemplu, primăria a ales să monteze camere pe străzi. Adică reîncepuseră, vedeți că noi vorbim așa și le zicem găinării, dar v-am mai explicat, într-adevăr sunt găinării, de ăștia care au ieșit din pușcărie, intră peste bătrâni în case și le iau butelia, sau două găini. Poate găinile alea însemnau mult pentru femeia aia în vârstă, că altceva nu mai are. Și noi zicem aia, le zicem găinării. Și judecătorul, când îi aduce un infractor din ăsta în față, zice, o găinărie, cât să-i dau? Îi dau un an cu suspendare sau trei luni cu suspendare sau amendă. Dar el chiar profacă, adică pune comunitatea în pericol. Exact, și altă soluție nu ne rămâne decât singur să ne apărăm. Așa cum cred că se pot face și erau, dacă mi-amintesc eu bine, pe vremea lui Ceaușescu, cred că erau, dar organizate la fel, organizate de primărie, adică nu văd ca astfel de grupări să se organizeze în afara legii, ci doar în interiorul ei. Să primăria, poliția chiar, dom'le, cine vrea să fie voluntar? Noi nu mai facem față, nu avem decât pe cartierul cu tare, am trei politici. Dar în epoca noastră există, v-am zis, această soluție. Străzile pot fi supravegheate video, nu mai trebuie să, pe vremea aia, patrula tata e, cu încă, da, cu rândul, fiecare îi venea, când îi venea rândul, patrula până la ora nu știu care, prin sat. Nici nu era curent, se lua curentul, că se mai făcea și economie, făcea o beznă de aia totală, de să putea întâmpla orice, mă înțelegeți? Dar acum nu mai e, acum sunt camere de luat vederi, cu un singur om, într-o singură stație, poți să, mă înțelegeți? Totuși e interesantă propunerea dumneavoastră, Dan, și cred că este prima din această emisiune în care până acum doar ne-am enervat. Ce spuneți, Răzvan? Bună ziua! Răzvan? Alo, da. Bună ziua, vă ascultăm. Da. Nu o să combat prea mult discuțiile celorlalți participanți, dar am și o părere proprie să zic, oarecum că vin din valul noii generații, am 26 de ani și sunt tipul de persoană care nu-i place să se plângă și cred că așa ar trebui să fim toți dacă vrem să schimbăm ceva în țara aceasta. Într-adevăr, avem politicienii pe care avem, avem legile pe care le avem, dar nu este o scuză că oamenii din diferite partide politice au ajuns în postura de a dicta în țara aceasta. Este strict vina noastră. Eu la 26 de ani pot să spun că nu am pierdut nicio etapă de votare, fie că a fost vorba despre votul legat de comunitatea LGBT, fie că a fost vorba de prezidențiale sau de alegeri locale. Atâta timp cât noi întotdeauna găsim o scuză prin faptul că pe oricine aș vota, toți sunt din același aluat și noi ieșim la vot, noi suntem oarecum participanți. Răzvan, deci oferta politică este o problemă în România, pe care trebuie să o adresăm, sigur că da, există inițiative să intre mai mulți oameni în politică, dar iertați-mă dacă îmi permiteți o glumă ușor răutăcioasă, credeam că generația asta a dumneavoastră, a tinerilor, e mai degrabă o generație care nu vorbește, nu care nu se plânge. Asta este o altă problemă. Asta nu e o glumă răutăcioasă, ci o realitate cruntă. Nu prea vă exprimați și din generația tânără. Nu prea vreți să credem noi ceilalți că aveți ceva de spus. Tocmai pentru că se merge pe premiza și o văd în jurul meu, în jurul prietenilor mei, persoanelor din cercul meu, se merge pe premiza, mă, oricum n-are rost să spun ceva pentru că nu sunt luat în calcul. Tot cum vor ei fac. Fie că e vorba de, repet, de alegeri politice, de opinii publice, de opinii personale. Dar, din punctul meu de vedere, am avut norocul, să zic așa, ca până la această vârstă să mă plimb prin mai multe colțuri ale lumii. Întotdeauna când cineva are o opinie și acea opinie poate să aducă un plus, da, în orice domeniu opinia trebuie spusă, pentru că dacă o ții doar pentru tine, nu-ți rămân decât frustrările pe care ulterior ți le manifesti, dar
nu le văd sensul. Dacă nu ai avut curajul să spui anumite lucruri, să faci anumite lucruri care, din punctul tău de vedere, ar fi adus un lucru benefic, personal sau... Spuneți în cazul ăsta al nostru, de acum. Păi, în cazul nostru, ce pot să spun? Faptul că se iese la proteste, iar când diferite posturi de televiziune vin și intervievează anumite persoane care au fost pe acolo, la un moment dat se ajunge la o întrebare banală. Dar ce este de făcut? Ați fost la vot? Da. Nu am fost, nu mă duc, nu am cu cine să votez, nu mă interesează, toți sunt corupți. Ok, înțeleg ideea, toți sunt corupți, dar ai fost? Răzvan și toți ceilalți. Deci, o să luăm acum o scurtă pauză de publicitate, după care o să ascultăm știrile, după care o să reluăm emisiunea. Continuați să sunați, Marcela vă ia telefoane. Denis, nu stați pe fir, vă sunăm noi înapoi. Veți fi primul, vă promit eu, după ora 14. Voiam să vă zic în felul următor. Deci vorbim de 45 de minute, nu? Cam atunci a început emisiunea România în direct. Și niciunul până acum, dar niciunul dintre cei care ați vorbit, nu v-ați gândit să cereți creșterea pedepselor, scoaterea pedepselor cu suspendare, referendum pentru justiție. Despre justiție vorbim aici, de la început și până la sfârșit. Avem atâtea pârghii în calitatea noastră de nație suverană sau ce dracu suntem. Și totuși, nimeni nu s-a gândit la niciuna. Dar vorbim despre ele după ora 14. Din experiența mea de instalator, băncile au cel mai eficient model de scurgere. Zău, știți cum trece timpul prin ea? Păi vine omul să-și ia o refinanțare și, jap, jap, se scurg ore întregi. Dacă nu vrei să ți se scurgă timpul, refinanțează pe repede înainte la ING. Poți să primești bani în plus pe loc și să-ți salvezi timpul. Simplu! Iar cu dobânda de la 7,98% pe an, îți salvezi și portofelul. Află tot pe ING.ro. Parasinul se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului sau informațiilor de pe ambalaj. Gata? Mulțumesc! Salut! Sunt tipul ăla care vorbește foarte repede în reclamele la medicamente. Te întreb cum e să lucrezi în branșa asta? Distractiv, dar ca să continui să fii un profesionist, trebuie să ai grijă de tine. Pentru că degeaba poți să vorbești foarte repede dacă ai nasul înfundat și te doare capul. Parasinus cu 3 componente active atacă eficient simptomele răcelii și gripei pentru ca tu să-ți continui treaba ca un profesionist. Parasinus. Utilizat de profesioniști din diferite domenii. Recomandat persoanelor peste 12 ani, contraindicat femeilor însărcinate sau care alăptează. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul. De Black Friday, Altex a pregătit prețuri de stămâța în coadă. Bate fierul cât e cald, vino acum în magazin și ia-ți pe loc smartphone Huawei P20 Lite cu memorie 64 GB, full view display și cameră frontală și duală de 16 megapixeli la prețul de Black Friday de numai 999,9 lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele. Detalii în regulament. Trenulețul verde are o locomotivă diesel-mecanică, cu un motor cu ardere internă, ambreiaj și cutie de viteze. E ca o mașină. Când ești mamă de băiat, ajungi să știi totul despre trenulețe. Dar știi și câtă apă trebuie să bea copilul tău pentru o hidratare corespunzătoare? Află răspunsul exact pe hidratarecorectă.ro. Aqua Carpatica Kids. Sticluța pentru copii din izvorul pentru copii. Vino să-ți arăt! Ce să-mi arăt? De când am mutat, visez la momentul ăsta. În sfârșit am amenajat biroul. Păi, nu e tare? De jumătate de an tot plănuiam ce fel de scaun, cât de lung e blatul. Unde să punem pătuțul copilului? Exact! Stai, poftim? Vom fi părinți! Viața ta se schimbă, dobânda nu. Acum te poți bucura relaxat de toate surprizele, pentru că ai siguranță acolo unde contează. La casa ta, achiziționată în rate fixe pe 30 de ani, doar prin creditul Habitat de la BRD. Detalii pe brd.ro. Copilul tău se scarpină des în zona scalpului? Verifică, deoarece acest lucru poate semnala apariția pediculozei. Nu-ți face griji, există soluții. Du-te la farmacie și caută Dezanoplum, preparat împotriva păduchilor de păr. Dezanoplum îndepărtează eficient păduchii și ouăle acestora. Mai multe informații pe www.stoppăduchi.ro. Europa FM, este ora 14. Manuela Nicolescu vă prezintă știrile Europa FM.
Bine v-am găsit! Cod galben de polei în județul Harghita până la ora 16. Plouă local acum în Oltenia, Muntenia, Transilvania, Crișana, Banat și Dobrogea, iar în Moldova și la munte sunt precipitații mixte. 9 grade acum la Mangalia și Satu Mare, 6 la Sibiu, Constanța și Râmnicu-Vâlcea, 5 în Cluj și Timișoara, 3 grade la Pitești și Tulcea, 2 în Brașov, 1 grad la București și Craiova și 0 la Iași și Bacău. Președintele Klaus Iohannis a respins toate cele 5 propuneri ale ministrului Justiției pentru funcții cheie în cele mai mari parchete, DNA, DIICOT și Parchetul General. Printre cei respinși de la numire se află și Adina Florea, nominalizată de ministrul Tudorel Toader pentru funcția de procuror șef al Direcției Naționale Anticorupție. Vine cu detalii Anca Grădinaru. Administrația prezidențială susține că motivul respingerii este neîndeplinirea condițiilor de legalitate necesare a fi întrunite de către procuror pentru a fi numit într-o funcție de conducere. Mai exact, este vorba despre două articole din lege care prevăd, citez, nu pot fi numiți în funcții de conducere judecătorii care au făcut parte din serviciile de informații înainte de 90 sau au colaborat cu acestea, și al doilea articol, înainte de numirea în funcțiile de conducere, CNSAS verifică și comunică în termen de 15 zile de la solicitare CSM, dacă judecătorul a făcut parte din serviciile de informații înainte de 90 sau a colaborat cu acestea. Surse din cadrul administrației prezidențiale au precizat pentru Europa FM că, deși magistrații propuși au dat declarații pe proprie răspundere că nu au colaborat cu securitatea, nu a existat o dovadă că au făcut sau nu parte din structura represivă. Dar pe site-ul CNSAS există o adeverință eliberată pe numele Adinei Florea, în 2009 cei drept, în care se spune clar că nu a lucrat sau colaborat cu securitatea. Rămasă în afara guvernului, Olguța Vasilescu crede că declarațiile sale critice la adresa președintelui Iohannis s-au lăsat-o fără minister. Fostul ministru al muncii mai spune că PSD nu a fost luat prin surprindere de mutarea făcută la Cotroceni. Un plan B ar urma să apară doar în ședința Comitetului Executiv în această seară. Mi-am dorit foarte mult Ministerul Transporturilor. Zic că eram foarte calificată pentru acest minister, măcar din punct de vedere al managementului, pentru că la Craiova, de exemplu, când am fost primar, orașul a fost pe primul loc la absorbția de fonduri europene. De asemenea, cred ca ministru că mi-am dovedit eficiența. Am luat în calcul faptul că este posibil să fie respinsă numirea mea, pentru că știam că președintele este un om ranchiunos, implică că nu îmi va ierta declarațiile pe care le-am făcut cu privire la domnia sa. Dincolo de calculele de la Palatul Cotroceni, aseară, la întâlnirea restrânsă a conducerii PSD, Liviu Dragnea s-a arătat rezervat în a o mai susține pe Olguța Vasilescu pentru o funcție de ministru, așadar nici la dezvoltare. Fostul ministru al muncii admite că la mijloc este un joc politic, dar anticipează că se va tranșa prin votul liderilor PSD în această seară. Este un joc politic de care președintele profită. Liviu Dragnea vă susține pentru portofoliul de la dezvoltare? Ieri a fost o discuție în biroul permanent și au fost mulți colegi de-ai mei care s-au exprimat că era mai bine ca să merg de la început la dezvoltare. Nu a fost niciun lider împotriva acestei nominalizări, dar votul se dă în cex. Un american ar fi fost ucis de un trib izolat de pe o insulă din arhipelagul Andaman, despre care se știe că atacă străinii cu arcuri și săgeți. Insulele Andaman sunt situate în Golful Bengal. Locuitorii lor trăiesc în paleolitic. Culeg fructe, vânează cu săgeți și pescuiesc cu sulițe. Agricultura le este străină. Autoritățile din India spun că 7 pescari au fost arestați pentru că l-ar fi ajutat pe american să viziteze insula. Tot aici, în urmă cu câțiva ani, au apărut mai multe înregistrări video cu băștinașii care erau umiliți de turiști. Cu amănunte, Mihai Bucureștean. Andaman și Nicobar sunt un grup de insule aflate la întâlnirea dintre Golful Bengal și Marea Andaman. Americanul era într-o excursie de aventură pe aceste insule, iar trupul lui a fost găsit de pescari. Autoritățile spun că bărbatul a fost ucis sâmbătă. Cercetătorii susțin că insula North Sentinel este o zonă protejată și nu este deschisă turiștilor. În 2006, membrii tribului Sentinel au ucis 2 pescari indieni când barca acestora a eșuat pe mal. Se estimează că până la 400 de membri ai tribului trăiesc pe insula de 60 de kilometri pătrați. În urmă cu câțiva ani au apărut înregistrări video în care turiștii îi tratau pe băștinașii de pe insulele Andaman mai rău ca animalele. Erau puși să danseze dezbrăcați în schimbul unor resturi alimentare. 14:05, știrile se opresc aici. Continuă România în direct cu Moise Guran. România în direct la Europa FM. Te ascultăm! Așadar, după aproape 40 de minute de discuție cu dumneavoastră, în care constatăm cu toții că la un an și jumătate de la recursul compensatoriu
peste 9.000 de infractori au fost scoși pe străzi și au produs aceștia 3.000 de victime suplimentare, constatând noi ceea ce ni se întâmplă, timp de 40 de minute nu reușim să găsim decât ca soluție colectivă sau individuală, decât să punem lacăte la ușă și să patrulăm prin sat noaptea sau prin orașe. Când avem atâta putere ca națiune, noi ca națiune, scrie în Constituție, suntem suverani. Suveranitate înseamnă capacitatea de a-ți face legi prin aleșii tăi sau în mod direct, prin referendum. 0372069599. Continuăm emisiunea până la 14.30, așa cum v-am promis. Bună ziua, Denis! Bună ziua! Vă ascultăm! Vă sunt din Brașov. Întâmplător am și o legătură mai mare cu acest domeniu. Sunt avocat, chiar dacă nu lucrez încă în mod permanent. Da. Și am sunat, nu să mă plâng, pentru că, sincer, nu am constatat eu personal neapărat o înrăutățire a acestei situații cu criminalitatea. Da. Însă ce pot să spun este că soluția nu este să-i ținem pe aceste persoane mai mult timp în închisoare. Și cred că această lege a recursului compensatoriu nu a schimbat cam cu nimic lucrurile, ci poate cel mult pe termen scurt, pentru că toate aceste persoane care au ieșit mai repede decât se așteptau și poate care au săvârșit ceva infracțiuni, au recidivat în plus, nu cred că dacă ar fi stat cu un an sau doi ani în plus, cât era termenul normal, ar fi reeducat cu mai mult. Nu, e vorba că a produs, atenție, descurtarea cu 20% a pedepselor, a executării pedepselor, a produs un val, în sensul în care cei care au terminat la termen, să zicem, au ieșit, câți ieșeau ei? Unii prin liberare condiționată, alții pentru că și-au expus și așa mai departe, și lor li s-a adăugat și acest val. Și atunci, da, în mod suplimentar... Eu că a fost da. Doar pe termen scurt, adică pe termen lung aceasta... Depinde câte amnistii mai dăm. Depinde câte mai dăm, că dacă mai dăm încă una, atunci se creează încă un val și putem să o ținem așa, val după val, știți melodia. Toate au efect doar pe termen scurt. Dacă luăm lucrurile pe termen lung, vom vedea că lungirea pedepselor, sau măcar să-i lăsăm pe toți să-și execute pedepsele inițiale, nu va avea efectul pe care ni-l dorim. Păi adică e bine că ne-a spus că pe termen scurt, Denis, că eram puțin îngrijorați. Vreți dumneavoastră să vorbiți cu fata de 20 de ani de la Alba Iulia să-i spune să nu fie îngrijorată, că doar pe termen scurt i s-a întâmplat ce s-a întâmplat. Nu, la asta mă referam. Nu zic că e bine ce s-a întâmplat, Doamne ferește, doar vreau să spun că acea persoană, dacă ar fi ieșit cu un an mai târziu, da, nu este exclus că ar fi făcut același lucru. Poate n-ar fi făcut același lucru. De unde știți? Pentru că am văzut cum sunt persoanele din care execută o pedeapsă în penitenciar, cum intră și da, cum ies. Da. Și în general nu se schimbă cam nimic. Bun, și atunci care e soluția? Adică nu, soluția este să le oferim posibilități mai reale de reintegrare. În primul rând, evident, construcția de închisori, dar asta sunt doar vorbe la momentul în penitenciare, ziceți. Da, penitenciare, dar nu doar asta. Și la momentul când este, există în România un așa denumit serviciu de probațiune care ar trebui să verifice persoana dacă se reintegrează sau nu. Corect. La asta sunteți avocat, deci, iertați-mă, sunteți avocat de civil sau de penal? În general de civil, dar am lucrat și în penal. Ați fost vreodată într-un penitenciar? Recunosc că nu. Bun. Deci nu știți că, de exemplu, în penitenciar, cei mai mulți dintre ei se alfabetizează în penitenciar. Învață să scrie și corect, să citească. Cei mai au posibilitatea, de asemenea, să facă liceu, că mulți nu-l au. De asemenea, au posibilitatea să învețe meserie și să practice o meserie în cele mai multe penitenciare din România. Într-adevăr, așa este, dar scopul nu se realizează, pentru că pot să vă spun, chiar pe liberare condiționată, unde am fost în instanță și am discutat cu persoane care trebuiau să se libereze condiționat, okay, și aveau unii câte 3-4 zile de A4, în care erau trecute tot felul de diverse activități pe care le-au făcut ei în închisoare, în penitenciar, scuze. De ce le-au făcut? Nu neapărat că aveau nevoie de ele. Unii ieșeau cu câte 4-5 calificări în plus față de cele cu care au intrat, ci și simplu că aceasta a ajutat să dea o impresie mai bine în fața judecătorului la momentul pentru eliberare. Sigur că da. Sigur că da. Dar să știți că vă contrazice, statistica vă contrazice. Noi avem foarte mulți oameni care au intrat în pușcărie ca simpli cetățeni și au ieșit de acolo savanți, cu zeci de cărți scrise. Cum puteți dumneavoastră să spuneți că e... S-au distorsionat statistica acele cărți. Știm și noi cum s-au scris o parte din ele. Denis, ce propuneți? Deci să îmbunătățim serviciul de probațiune?
și serviciul de probațiune și integrarea în societate. Obligații și obligații suplimentare în lege, citite foarte clar, prin care o persoană să poată fi reintegrată mai ușor, adică să îi se ofere un loc de muncă, măcar pe o perioadă scurtă, nu știu, 3 luni, 6 luni, un an, depinde aici, în funcție de posibilitățile reale, dar să dea un loc de muncă, să fie obligat să-l urmeze, nu forțat, dar cumva indirect să fie obligat, să fie și plătit, evident că nu asta este problema. Da. Ba este. E și asta problema. E și asta problema. Cum să fie plătit? Să fie cu mai mult sau mai puțin plătit decât ceilalți? Ca oricine altcineva. Deci un stimulant în plus. Nu exclud și această posibilitate. Dar nebunesc toți ceilalți dumneavoastră. Vă dați seama ce spuneți? Să apucă tot să facă infracțiuni ca să intre în pușcărie, să aibă după aia un salariu mai mare, că are stimulant în plus, că ești în pușcărie. Că este într-o perioadă scurtă sau limitată, nu știu cât de. Deci orice, numai să numărim pedepsele. Da? Denis, am înțeles bine ce spuneți dumneavoastră. Eu sunt... Haideți să vă dau un ultim exemplu, dacă vă amintiți, cu cazul din Norvegia, deși Norvegia nu e neapărat o țară de urmat în toate aspectele, dar cu acea persoană care a omorât Breivik, parcă îi spunea, vreo câteva zeci de persoane în Norvegia. Nu era problema noastră, dar au fost discuții și în România. Și toți erau revoltați, inclusiv și în România, că de ce pedeapsa maximă în Norvegia este doar 20 de ani? Pentru că atât a luat el și aia era pedeapsa maximă și mai mult de atât pur și simplu n-au putut să-i dea. Deci și poate în România ar fi luat închisoare. Detenție pe viață. Pe viață. Da. Da, exact. În mod evident atât mod ar fi luat. Da. Și de ce nu aveau... Dar asta nu înseamnă că ar fi stat pe viață. Dom'le, hai să... pe bune. Da, așa este, într-adevăr. N-ar fi stat pe viață. Poate există liberare condiționată și la închisoare. La următoarea amnistie se comută din detenție pe viață în 25 de ani. La următoarea e mai scade cu încă... Sau mai văzut cazuri. Da, eu ce vreau să... Paralela era alta și concluzia alta, că dacă în Norvegia, unde criminalitatea totuși este mai mică decât la noi, chiar dacă nu încă există, n-au avut nevoie de pedepse mai mari ca să elimine această criminalitate. Pentru că societatea respectivă a evoluat. Noastră vorbiți de țări care și-au terminat alfabetizarea cu 200 de ani înaintea României. Despre asta vorbiți. Pe de o parte. Pe de altă parte, acolo legea chiar se aplică. Adică, efectul preventiv al dreptului penal, dacă mai mi-amintesc eu bine cursurile de penal, la care n-am fost niciodată prea strălucit, dar efectul preventiv al dreptului penal este exact spaima unui infractor că, în mod inevitabil, legea va pune mâna pe el, că nu va scăpa. Păi când la noi scapă... Dar este și ajutat să se reintegreze. Asta bine, este, am înțeles ideea noastră. Sigur că da, aveți dreptate. Să fim atenți cu infractorii noștri, să avem grijă de ei, să integrăm. Dar dacă s-ar putea să nu îi mai integrăm în politică, cred că am fi cu toții mai câștigați. Ce spuneți, Tudor? Bună ziua! Bună ziua! Mă bucur în primul rând că pot și am dreptul și ocazia să vorbesc cu tine, Moise. Dreptul, Doamne, ferește! Deci dreptul, emisiunea dreptul, dumneavoastră, dreptul ocazia vă dă această tragere la sorți. Dreptul de exprimare și mediul pe care ne-l oferi tu ca să ne exprimăm. Nu vă ofer eu nimic. Este foarte emisiunea radio la Haideți, Tudor, haideți la subiect. Așa. Din punctul meu de vedere, abordarea trebuie să fie multifacetată, adică nu poți să vii cu o soluție simplă la un subiect care este atât de complex. Noi vrem să-l simplificăm pentru că ne ajută, nu știu, psihic sau ca societate să trecem mai ușor, zicem, bă, asta e o soluție bună pentru toți. Dar abordarea asta nu-i, din punctul meu de vedere, nu-i rațională și ar trebui să ieșim din domeniul ăsta emoționalului. Chiar dacă e dureros să vezi astfel de incidente și așa. Eu ce propun, personal, nu știu cât de multă dreptate am sau așa, să se studieze. Să se studieze inclusiv legislația. Da. De ce ajung pedepse acordate într-un quantum legal să fie, să fie cioplite, să fie scurtate? De ce există astfel de loophole-uri? De ce trebuie prin favorizarea atâtor oameni care au influență și care au ajuns să fie condamnat capul prin sită astfel de indivizi? Și pe cealaltă parte, problema închisorilor, bun, există niște statistici, bănuiesc, de câți oameni intră, câți oameni ies, care ar fi necesarul. Da. Și la fel, probabil că există și statistici legate de efectul recursului compensator sau alte... Da, mai ales cei de la sindicatele din penitenciare, niște oameni foarte bravi, pe care n-am avut ocazia să-i laud până acum, dar îi laud și doar pentru faptul că nu se sperie de ministrul Toader.
Și de câte ori mai zice ăla că tot răznaie, hop, și ai luat cu statistica și zic, nu e adevărat. Iată, asta e situația. Deci, asta da. Încerc să spun. Deci eu dacă ar fi țara lui Tudor, da. Eu aș încerca să studiez sau să mă bazez pe statisticile existente, să facem un necesar. Câte penitenciare are nevoie în acest moment România? Să ne uităm pe legislație. Bun, legislația acoperă nevoia societății de pedepsire mai aspră a infractorilor sau nu acoperă? Să fie o discuție mai largă. Nu avem nevoie de o soluție care să ne acopere pe cap acum, dar mâine să înghețăm de frig, dacă faceți ceea ce spun, nu știu. Tudor, s-au făcut astfel de studii, să știți și dumneavoastră, iar, mă rog, depinde, știți cum e, depinde cine face... Spre da. Ce decizie? Păi depinde cine face licitațiile. Că dacă, într-adevăr, o soluție de politicieni care vor să scape, e exact genul acesta de soluție. Ne costă nu știu câte miliarde de euro și ne trebuie 20 de ani ca să construim 5 pușcării ultramoderne de nu știu care. Dar din în același timp, tot oamenii din politică și alții, da. Care nu din politică, mai degrabă specialiști, au zis, doamne, se pot, deci până construim noi 20 de sau 10 penitenciare ultramoderne în care deținut tu să stea ca belferii, okay. Avem posibilitatea să convertim niște clădiri existente aflate în proprietatea statului în penitenciare. Nu e greu. Okay. Și cineva își asumă. Acum, bun, revenind la partea de... Ei, e vorba de voință politică. Întrebarea e exact dacă se dorește. Nu această voință politică. Pe bune, ce discuție mai avem? E clar că nu se dorește așa ceva, pentru că supraaglomerarea asta, iertați-mă, Tudor, supraaglomerarea penitenciarelor de 6 ani deja este băgată în față pentru a justifica amnistia despre care vorbim de 5-6 afurisiți de ani. Nu mai pot cu amnistia. Alo? Da. Poftiți. Îmi cer scuze, s-a întrerupt. Eu ce voiam să spun este că dacă noi ca societate putem să plângem și să fim atât de supărați când apar astfel de instanțe, da. Să nu fim noi cei care în momentul în care vine cineva cu o propunere de soluție pe acest domeniu și să le etichetăm, uite, ăsta vrea să scape de hoi, sau uite, ăsta vrea să-i bage pe toți la închisoare. Să avem o abordare rațională. Eu, de fapt, asta e apelul meu, este la rațiune și chiar să facem ceea ce este necesar și ceea ce cer profesioniștii în domeniu. Și da. Asta este parte de penal, de legislație, de fizic, închisori. Bine, Tudor. Bine. Apelul dumneavoastră la rațiune a fost notat. Eu vă spun că rațiunea este bună întotdeauna, dar mai ales atunci când ea este însoțită și de curaj. Curaj. Bună ziua, Marian. Bună ziua, domnule Moise Guran. Bună ziua ascultătorilor noastră. Este prima oară când intru în direct cu noastră. Am foarte mare emoții. Mă scuzați. O să depășim o problemă. Haideți, Maria. Din punctul meu de vedere, problema este mult mai mare decât atât. Nu doar că au ieșit niște oameni sau se dau niște legi ca să iasă, precum că sunt pușcările aglomerate. De exemplu, aplicarea legii trebuie să se facă încă din stradă. Spiritul civic nu trebuie să fie, cum să vă spun eu, nu trebuie să fie sancționat. Spiritul civic trebuie să existe. Adică atunci când cineva îi fură altcuiva din geantă în autobuz, ai alți oameni să sară la hoț, nu să stea cu capul între urechi. Da, să sară la hoț și să-l rețină până când vin cei de la poliție. Sau până când vine jandarmeria. Da, nu suntem toți așa vigilante, cum ziceam, Spider-Man. Nu suntem toți Spider-Man așa. De exemplu, știu caz concret care sunt hoți care au furat în mod repetat niște acumulatori de la niște mașini. Oamenii disperați au sunat la poliție, au venit poliția și se uitau la mașina cu care au fugit respectivii hoți. Se mai întâmplă. Și le-ai dar îi vedeți și puneți girofarele că au intrat în coloană, au intrat în aglomerație, puneți girofarele și vene, mergeți peste ei. A, nu, domne, că trebuie să luăm declarații, trebuie să luăm amprente de aici. Domne, dar dacă îl prindeam eu și vi-l dădeam, a, nu, că intrați în noastră la... Ce vârstă aveți, Marian? La reținere. Ce vârstă aveți? Nu aveți voie să rețineți. Ce vârstă aveți? 29 de ani. Mulți înainte.
Să vă spun că pe vremea când eram, cred chiar cam de vârsta dumneavoastră, așa, stăteam pe undeva prin Balta Albă, într-o zi s-a întâmplat ca un om ce stătea în balcon să vadă, într-o seară, de fapt, să vadă un puști care îi furau oglinzile de la mașină. Și cu frică de infractor ca noi toți, s-a dat jos din bloc și l-a prins pe ăla în flagrant și a dat o sticlă în cap. Vreți să spuneți ceva legat de întâmplarea asta pe care vă povestesc eu acum? Deci nu vreau să spun, doamne, fii tu propriul tău judecător sau... Dar fă ceea ce trebuie, ca în așa fel încât poliția să poată să acționeze. Dar ok, apelul dumneavoastră, Marian, este de luat în serios și e de solidaritate civică. Și eu sunt de acord cu dumneavoastră, dar aș vrea să vă povestesc că cel puțin în București, orașul în care eu trăiesc din 1994, cred, nici nu mai știu exact de când, uite de cât timp sunt în București, am devenit naibii bucureștean și eu, lucrurile s-au schimbat și au evoluat. Au venit alte generații s-au scurs, iar spiritul civic astăzi este, vă garantez, mult, poate nu ne mulțumește și e normal să nu ne mulțumească, dar e mult mai mult decât era acum 20 de ani când am venit eu în București. 0372069599. Cosmin, bună ziua! Salut, Moise! Vă ascultăm! Să ne uităm puțin la fapta despre care vorbim. Tipul ce face? În momentul în care intră în scară, apleacă capul și după ce intră cei doi, el... Cosmin, trebuie să ieșiți de pe speaker sau să vă dați mai la geam dacă nu aveți semnal ca lumea, că nu se aude foarte bine ce spuneți. Acum e mai bine? O, da. Bun, deci tipul ce face? Încearcă să-și ascundă fața, da? Da, se preface că e și el unul de pe acolo. Da, intră mai întâi doi oameni în lift. Da. În fața ușii, el se duce în spatele ei. De ce? Ca să nu fie văzut. Acum... Revenind la ceea ce vreau să spun, consider că una dintre soluții pe termen scurt și mediu ar fi montarea de camere în cartiere, scări, blocuri, care ar descuraja inițierea acestor fapte. Păi pe ăsta nu l-au descurajat. E posibil să nu fi văzut, da. Deși camerele nu sunt foarte discrete. Camerele descurajează din start. Da. Deci din fază incipientă el nu mai face. De ce a intrat într-o scară? Putea să facă tâlhăria pe stradă. El s-a gândit că acolo e acoperit, nu poate fi găsit. Nu poate fi văzut. De asta s-a băgat într-o scară. Dacă de fapt era o cameră și scria mare, sunteți filmat, îl descuraja. Asta e pe termen mediu și scurt în comunități. Să știți că în cartierul în care eu locuiesc, în sectorul 2, găsești pe fiecare stradă câte o tăblie de asta pe care scrie zonă supravegheată video, primăria sectorului 2. Ok, se poate verifica la statele dezvoltate. Olanda, Anglia, au scăzut infracționalitățile în urma montării de camere în locuri în care poate înainte erau. Bun, pe termen mediu, trebuie schimbată legislația. Practic, trebuie înăsprită, deoarece și ca legislația rutieră, foarte mulți fac fapte, conduc fără permis, conduc sub influența botrol, pentru că pedepsele sunt mici. Îl prinde de 8 ori fără permis și stă în 8 dosare și nu face nimic, îi dă cu suspendare. Dacă ar fi o legislație în care să știi că tu conduci nu știți că... de la 5 la 10 ani, n-ai mai face. Așa nu știți că s-a schimbat legislația în domeniul rutier, nu știți? S-a năsprit. Nu, din contră. Mă rog, păi nu s-a schimbat. Asta e problema, că eu dacă știu că nu face nimeni nimic, mă duc și fac nouă faptă, fac două, fac niște trei. Niște sărași domni parlamentari, prinși de un milion de ori cu radarul, s-au gândit și ei să, nu știți, să mărească numărul de puncte pe care poți să le iei la 50 sau ceva de genul ăsta, da. Ei, ca să-și scoată propriile fapte și proprii făptași... Asta e, așa e când votezi. Celorlalți și deschid o cutie a Pandorei pentru majoritatea infractorilor, să zic așa. Treaba cu integrarea, reintegrarea, că nu sunt pușcării care trebuie făcute, astea sunt pretexte, pentru că nu sunt bani să facă pușcării, nu sunt bani să... Cum să nu? ...ofere condiții, nu vor fi nici bani pentru... Cum să nu fie, domnule, inclusiv pentru asta ne dă Uniunea Europeană bani, inclusiv pentru așa ceva. Dacă Uniunea Europeană dă
dă bani pentru pușcării și pentru autorități, e ce mai fură. E un coșmar Uniunea asta europeană pentru autoritățile din România, dar cu nimic ceea ce... pentru că ei nu pot să bage mâna să căpușeze cum fac cu banii statului pentru care noi plătim taxe și impozite. Da, așa este. Ceea ce spuneți dumneavoastră, Cosmin, este că noi trebuie să plecăm cumva pe contraatac, noi ca societate. Bineînțeles că trebuie năsprite, bineînțeles că va fi greu cu acest parlament de infractori pe care tot noi i-am votat. Dar, da, despre asta este vorba, despre o modalitate prin care societatea să plece. Vedeți, noi ieșim în stradă și zicem, băi, lăsați-mă codul penal, ia lăsați-mă DNA-ul în pace sau nu știu ce. Aceasta este o atitudine defensivă. Ne punem, v-am mai zis eu, ca echipa României cu fundul în poartă. Când în mod normal, după astfel de evenimente grave, cum sunt cele pe care le-a trăit țara noastră, noi, societatea, trebuie să căutăm, v-am spus, modalități de a pleca pe contraatac, de a ataca la rândul nostru acest fenomen care ne-a dus unde n-ai bine adus, ca societate. Hai să deschidem bine ochii și să fim atenți că ne afectează la modul individual. Asta arată evenimentele astea. V-am spus, sunt foarte multe, foarte multe lucruri care se întâmplă în fiecare zi, dar nu toate sunt filmate. Nu toate apar la televizor. Să învățăm din experiențele noastre. Pătimim, acum pătimim pentru niște ani în care am fost poate orbi sau poate ne-am lăsat mituiți și chemați la vot sau poate nu ne-a păsat. Hai să învățăm din patima asta. Să învățăm din drame cum este cea a fetei lovite de nenorocitul ăla la Alba Iulia. Și să căutăm soluții colective, mai ales soluții pentru noi ca societate. Pentru că altfel nu vom progresa niciodată. Vă mulțumesc foarte mult pentru dezbaterea de azi. Îmi cer scuze pentru faptul că m-am enervat, mi-am ieșit, m-am înfuriat. N-ar fi trebuit să fac nici chiar cu Ion, un rasist care s-a întâmplat să intre în această emisiune prin telefon. N-ar fi trebuit să fac asta. Vă promit că o să fiu mai calm de acum încolo. Și o să mă țin de cuvânt. Vorbim și mâine. Ați ascultat România în direct la Europa FM.